Aeronava de linie Alitalia oprește în acest moment în fața covorului roșu la salonul oficial. Cătălin Radu Tănase este în continuare acolo. Cătălin, am văzut și steagurile afișate pe aeronavă. Atmosfera deja se însuflețește acolo. E ceva ce nu vedem. Cred că ăsta a fost motivul principal. Te ascult. Spuneam că bănuiesc că ăsta a fost motivul principal pentru care aeronava Alitalia a ajuns cu vreo 2-3 minute întârziere în fața salonului oficial. De ce? Pentru că protocolul Vaticanului asta spune, că în momentul în care aeronava iese de pe pistă și se îndreaptă în zona de taxiing, atunci piloții deschid geamurile cockpitului și de fiecare dată arborează cele două drapele. Unul este galben-alb al Vaticanului și celălalt al țării gazdă. Pentru că tot vorbează mai devreme de armate, de puterea pe care o are Vaticanul. Ei bine, Vaticanul și Papa conduce cea mai mare congregație religioasă a lumii, peste 1,3 miliarde de suflete, dar Vaticanul, statul Vatican, nu are un avion propriu. Și așa se face, tradiția, una frumoasă, ca multe altele de care vă voi vorbi în minutele următoare, cere ca de fiecare dată când Papa pleacă peste hotare, decolează de la aeroportul din Roma, Leonardo da Vinci, cu un avion de linie pus totdeauna la dispoziție de compania italiană Alitalia. E adevărat, americani, în momentul în care Papa a venit pentru prima dată la ei, când sunt obișnuiți să dea tot felul de denumiri din acestea pompoase, președintele lor are un Air Force One, elicopterul e în Marine One, mașina este Beast One, și atunci americanii spuseseră zborului papal Shepherd One, adică întâiul păstor. Ei bine, asta este doar o legendă, e adevărat, zborul are un indicativ special, AZ-4000, este indicativul pe care Alitalia îl dă zborurilor papale, iar lumea de obicei spune foarte simplu, vorbim despre il volo papale, despre zborul papei. Așadar, vorbeam de tradiții ceva mai devreme, totdeauna papa pleacă de la Roma cu un avion Alitalia și de întors totdeauna se întoarce la bordul unei aeronave a companiei naționale aeriene a țării pe care o vizitează. Așa se face că duminică, pe 2 mai, Papa Francisc se va întoarce la Roma nu cu un avion Alitalia, nu cu un avion sofisticat, ci cu un avion simplu de linie, aparținând companiei naționale române Tarom. Așa cere protocolul papal. Stăm să ne uităm în minutele următoare. Președintele Klaus Iohannis, prima doamna țării Carmen Iohannis au venit încă de la ora 11, deci de vreo 20 de minute la salonul oficial și sunt așteptați să pășească pe covorul roșu. Așteptăm un moment extrem de sensibil, extrem de important ca semnificație. Tradiția Vaticanului cere ca de fiecare dată când un papă pune pentru prima dată piciorul într-o țară să îngenuncheze și să sărute pământul acelei țări. Este poate cel mai frumos semn de respect pentru o țară și poate cel mai profund semn de iubire pentru poporul care locuiește în trânsa. Având în vedere că Papa Francis n-a mai fost niciodată în România, este de așteptat să îl vedem după ce coboară scara avionului, să îngenuncheze pe platforma aeroportului Otopeni și să sărute pământul românesc. Vă spuneam, este o formă atât de sublimă de modestie, de umilință, pentru că, în definitiv, vă ziceam ceva mai devreme, câteodată lucrurile care par cele mai umile, cele mai mărunte, ne arată că, de fapt, aceste lucruri umile și mărunte sunt cele mai puternice arme ale oamenilor cei mai puternici din lume. Și nu mă gândesc neapărat la acel 1.300.000 de catolici de pe pământ. Mă gândesc mai degrabă la har, la misiunea și la viața pusă în slujba divinității de a aduce împăcare între oameni, de a aduce vorbe bune, de a face cât de mult bine se poate. Să vedem dacă vom avea parte de acest moment deosebit în momentul în care Papa Francisc pășește pe pământ românesc, dacă va îngenunchea să sărute pământul României. Au fost cazuri, la un moment dat, la Ioan Paul al II-lea, era deja foarte bătrân, nu mai putea, îi se aducea o răcliță cu pământ al țării respective în care călătorea pentru prima dată ca să sărute și să-și arate în acest fel respectul, umilința și dragostea față de ferma, cred că e un termen pe care părintele Francis Doboș îl știe, îl știe foarte bine, vine din vechi vremuri, în momentul în care marinarii veneau acasă și puneau piciorul pe pământ, spuneau asta, terra ferma, adică pământ sigur, era momentul în care se știau că au ajuns acasă.
Da, suntem în așteptarea momentului în care ușa aeronavei Alitalia se va deschide și Papa Francisc va începe să coboare către pământ românesc pe scara avionului, firește. Foarte mulți tineri veniți să-l întâmpine cu multă bucurie. Cum spunea și Bogdan ceva mai devreme, invitatul Roxanei, e o mare bucurie să vadă aceste momente. Ce urmărim noi acum este momentul în care, în timpul zborului în aeronavă, Papa salută jurnaliștii prezenți acolo. Iată, și când zic salută, chiar salută. Iar un gest de normalitate. Deci nu a stat în fața avionului cu pilotul, a venit, a stat de vorbă, așa îi și cunoaște, așa ia și contact cu locul în care se duce, pentru că are discuții cu... Cultura întâlnirii nu este doar protocolară, ci profund exact umană. Ceva mai devreme am văzut o fotografie... Iată, în care colega noastră. Da, o fotografie în care colega noastră, Andreea Esca, ținea în mână o fotografie, iar Papa binecuvânta. Este un gest pe care au fost anunțați și jurnaliștii că îl pot face, să ia o reprezentare a unei persoane, fie iubite, fie în nevoie, pentru ca Papa să aducă binecuvântare asupra persoanei. Exact. Și în fond să transmită ceea ce în general, în limbaj destul de laic, transmite ca o energie. În fond, pentru noi toată această energie, acea energie necreată, e vorba de Duh Sfânt aici. E atât ce de concret. Energie. Da. Și această energie, care pentru noi este o persoană, nu este doar așa difuză, este foarte concretă și e atât de concretă că intră în oameni. Și intră în oamenii care permit lucrurile acestea. De aici și toată această idee de sfințenie, bucuria de a-L întâlni pe Dumnezeu în viețile oamenilor care suflecă mânecile și sufletele pentru a iubi și pentru a sluji. Povesteați, pomeneam puțin mai devreme de limuzine. Nu atacăm pe nimeni, numai că gestul acesta poate fi luat drept exemplu. Asta cu siguranță. Asta cu siguranță. Avem de învățat. Și avem de gustat toate aceste momente ale vizitei. Primii emisari pe care Papa, că vorbeam mai devreme despre relațiile acestea diplomatice, că este șef de stat și în câte țări a fost, primii emisari pe care Papa, papalitatea, i-a trimis în lume au fost pe la 380, anul 380. Deci iată cât de veche este această tradiție a Vaticanului. De altfel, există tradiția la Vatican, că în momentul în care, de fapt nu la Vatican, ci în lume, în momentul în care un șef de stat este ales undeva, printre primele întâlniri să fie cu Papa, tocmai pentru a primi cumva o certificare a funcției pe care tocmai a obținut-o. Covorul roșu se întinde către ieșirea din avion, te rog, Alex, continuă. Și avem aici în țară locul în care, de altfel, Papa o să rămână în această seară și să doarmă și în serile următoare la nunțiatură. Da, este ambasada Vaticanului. Ambasada Vaticanului. Primul nunțiu, așa se pronunță, nu? Da, care nunțiul apostolic. A fost trimis în lume, a fost în timpul Papei Grigore al VI-lea la 1073. Deci, iată, iarăși o tradiție a diplomației de 1000 de ani și, dacă îi punem și pe ceilalți, 1700 de ani. Scara este amplasată la ușa avionului. În foarte scurt timp se va deschide odată ce toate măsurile de siguranță sunt în regulă. Asta înseamnă că a stat și de vorbă cu cei din... I-a salutat avion. În timpul zborului sau înainte să decoleze. E salutul, nu este conferința de presă. Conferința de presă are loc întotdeauna la întoarcerea dintr-o țară. O va face de la Sibiu la Roma. Atunci vor exista și tot. Acum a fost acea întâlnire umană cu jurnaliștii. Da. Cătălin, înapoi la tine. Cristian, o să vă miră poate, dar din suita de 100 de persoane care îl însoțesc totdeauna pe Papa la deplasările în străinătate, vreo 60-70 dintre aceștia sunt ziariști. Așa că o să vă spun un mic secret. Înainte să-l vedeți pe Papa Francisc, pe sanctitatea sa, coborând scara avionului pe ieșirea din față, cea de lângă cockpit, o să o vedeți pe colega mea, Andreea Esca, care o să coboare la ușa din spate, alături de o parte a delegației de jurnaliști. Până acum ați avut câteva insight-uri, câteva momente, acele fotografii când s-au cunoscut ziariștii cu Papa Francisc. Ei bine, acum prima dată o să coboare staful tehnic și după aceea ziariștii care fac parte din această delegație a Papei Francisc, pentru că nu vorbim numai de ziariști din corpul celor acreditați permanent la Vatican. Totdeauna când merge într-o țară străină, sanctitatea sa aduce
duce alături, plecând de la Vatican și întorcându-se cu aceia ziariști la Vatican, ia ziariști din țara pe care o va vizita. Și dacă nu mă înșel, în momentele următoare și Andreea, alături de colega noastră care a filmat Dalila Dulgheriu, vor coborâ pe ușa din spate ca să meargă mai departe. Cred că surpriza următoare va fi să vi se alăture vouă în studio, dacă nu mă înșel. După acel moment când staful tehnic și o parte din ziariști coboară, vă spuneam, pe la ușa din spate, pe partea din față va coborâ sanctitatea sa, îl văd pe președintele Iohannis, de mână cu prima doamnă, Carmen Iohannis, pășesc pe covorul roșu și se îndreaptă către scara montată deja la ușa din față a avionului, iar copiii care au venit încă de dimineață să-l întâmpină pe papă strigă Viva Papa! Cătălin, de deja îl vedem pe sanctitatea sa, Francisc. Aproape perfect. A fost întâmpinat de șefa protocolului de la Cotroceni pentru ultimele detalii. De la Cotroceni. Nunțiul apostolic în România este cel care îl însoțește. Exact, tot aici pe aeroport. Și iată-l, iată-l, sanctitatea sa, Papa Francisc, la 2 metri de a pune pentru prima dată piciorul pe pământul României. Ce moment impresionant! Benvenuto Santo Padre, benvenuto ai colleghi, in particolare ai colleghi dei media della Romania. O strângere de inimă, multă bucurie din partea amândurora. Îi văd zâmbind, sunt destul de departe de mine, dar bucuria e una mare. E o vizită pregătită timp de 4 ani de zile. A durat ceva, dar iată momentul pe care l-așteptam de atâta timp și cei doi copii, frate și soră, dintr-o familie de credincioși greco-catolici, din familia acelui erou al României, care au venit să-i ofere flori în culorile Vaticanului, galbene și albe. Zâmbește din toată inima. Sfântul Părinte e undeva la 50 de metri de mine, dar se simte jovialitatea acestui papă pe care ceva mai devreme Părintele Francis Doboș îl numea uman, un pic mai atipic, un pic mai mult sau poate mai mult ca niciodată apropiat de oameni. Pentru că îmi aduc aminte de o glumă pe care o fac deseori cei din aparatul de securitate al Papei Francisc, care spun poți să-i încerci să-i împiedici pe oameni să ajungă la papă, asta nu e deloc greu, dar va fi totdeauna imposibil să-l împiedici pe papă să ajungă la oameni, pentru că papa asta face, de fiecare dată se duce către oameni. Sunt momentele în care ia contact cu cei pe care îi păstorește spiritual sau către cei care își îndreaptă gândurile bune. Și nu m-ar mira că acum, trecând pe covorul roșu, printre copii, mulți dintre ei îmbrăcați în costume populare românești, să facă ce știe el să facă cel mai bine, să fie imprevizibil, să plece din coloană și să se ducă să dea mâna cu ei, să-i sărute, să-i binecuvânteze, să se apropie de oameni. Pentru că în slujba lor este. Eu aș îndrăzni să intervin, dacă mi este permis. Sfântul Părinte a fost întâmpinat chiar înainte să coboare pe scara avionului de nunțiul apostolic în România, monsignorul Miguel Mauri Buendia, care este ambasadorul Sfântului Scaun în România și în Republica Moldova. Mai apoi a fost salutat de către președintele României și de prima doamnă, de membrii administrației prezidențiale, de către preasfințitul Nifon de la Târgoviște, din partea Bisericii Ortodoxe Române. Ce gest frumos după ce s-au salutat. I-a luat crucea și m-auziți? Da. Te auzim, Cătălin? Nu știu dacă ne mai auzim în studio. Ha? Perfect.
Cred că prima surpriză după ce papa a coborât, asta ar fi. Bine ai venit în România! Da, bine v-am găsit! Mi de la Roma, ai călătorit cu papa Francisc. Da, ceva incredibil. Chiar nu mi-aș imagina vreodată că o să trăiesc un asemenea moment. Și ce mi s-a părut extrem de interesant a fost că totul a fost foarte normal. Adică ne-am urcat într-un avion care părea o cursă normală de Roma-București, nimic modificat într-un mod special, doar că vedeai peste tot aceste embleme ale Vaticanului. Zim cum e papa, asta vrea să știe toată lumea, asta vreau să te întreb și eu pentru milioanele de oameni care se uită acum la noi. Cum e papa? Foarte normal și foarte haios, aș zice chiar. Pur și simplu este cu zâmbetul pe buze tot timpul și are acest har, sau cum să-i spun, să-ți transmită senzația că ești un prieten de-al tău, că poți să-i spui orice, că vă știți dintotdeauna? Exact, că îl cunoști dintotdeauna. N-am avut nici măcar o secundă ceva care să, nu știu, să mă împiedice să-i pun o întrebare. Ce l-ai întrebat? Știu că la venire totdeauna e momentul când vă cunoaște și puteți, da, să adresați întrebări. Acum la acest drum nu putem să punem acele întrebări oficiale de la conferința de presă pe care oamenii le știu din diverse transmisii televizate. Acum dăm mâna cu fiecare dintre jurnaliștii prezenți. L-ai întrebat ceva, tu nu te poți abține. Da, nu, eu l-am rugat ceva, pentru că noi am transmis ieri în știrile noastre faptul că acceptă, de exemplu, să primească fotografii cu copiii bolnavi care au nevoie de binecuvântare și așa mai departe. Am primit foarte multe mesaje pe WhatsApp cu fotografii ale copiilor din România. Și ai făcut asta pentru cineva aflat în suferință. Și m-am dus și am printat aceste fotografii ieri la hotel și acum mi le-am arătat pe rând și le-a dat binecuvântarea, ceea ce pentru mine a fost un lucru minunat și sunt convinsă că pentru părinții acestor copii a însemnat mare lucru. E cald? A stat mult cu voi? Foarte cald, foarte răbdător, adică nu avea acea senzație că e cineva care bifează. Trebuie să trec pe la fiecare, să dau mâna și să merg mai departe. Absolut deloc. Aveai senzația că are tot timpul din lume să vorbească cu tine. A făcut fotografii cu noi toți cei care, mă rog, ne-am dorit o fotografie cu Papa Francis. Ai vorbit în engleză cu el sau în italiană? Ca să-ți spun sincer, am vorbit jumătate-jumătate. El vorbește italiană, după cum bine știi. Perfect. Și atunci am încercat să vorbesc cumva încât să mă înțeleagă. Chiar era lângă mine un jurnalist care este acreditat permanent la Vatican și am repetat cu el înainte cum să-i spun asta și m-a tot învățat cum, și am spus să fie atent care dacă o să greșesc. Care e formula, care e vostra sanctita? Da. Și cum să zic, cel mai mult și cel mai mult asta mi-a plăcut, faptul că vine către tine luminos, cu zâmbetul pe buze și are foarte mult umor. De altfel, eu v-am mai spus într-o transmisiune de ieri, citind despre Papa Francisc și uitându-mă și la un documentar. Ieri încă nu-l cunoscuse, da, și încă acum? Da, încă nu-l cunoscusem, dar uite, bănuiam că va fi așa, pentru că el spunea că cel mai important lucru, dacă vrei să ai o zi fericită, orice s-ar întâmpla pe lume, este să ai simțul umorului și zâmbetul pe buze. Iar el chiar așa este. Secretul? Eu cred că ăsta este secretul. Bănuiam că ăsta este secretul și acum sunt foarte fericită că Papa Francisc mi-a confirmat ceea ce credeam. Ești femeie, ai mai multă intuiție decât noi bărbații. Cum l-ai simțit? Ce îți rămâne după acest prim pas al călătoriei petrecute împreună? Pentru că tu vei continua să stai alături de papă până când vă veți întoarce duminică la Roma. Îți rămâne o imensă bucurie, o lumină și o pace interioară extraordinară. Ai senzația că îți transmite un sentiment de liniște, că toate vor fi bune, că își dorește, așa cum de multe ori a spus Vaticanul, în general Vaticanul își dorește această unificare a tuturor creștinilor. Ecumenismul. Exact. Asta spune să mergem împreună. Să mergem împreună, pentru că până la urmă toți suntem fiii aceluiași Dumnezeu și toți credem în aceeași Dumnezeu, indiferent că vorbim despre romano-catolici, greco-catolici sau ortodoxi. Asta e sentimentul care mi l-a transmis. Cred că ai fost sinceră 100%. Știi de ce? Ești atât de fericită. E clar, ești ruptă de oboseală, da. Te trezi la 4 dimineața. O, dacă poți să zâmbești după atâta dimineața, ore, ceea ce nu prea mi se întâmplă, recunosc. Dacă poți să zâmbești după atâta ore, înseamnă că ceva s-a schimbat în sufletul tău în 2 ore de zbor. Ai cunoscut un asemenea om. Mai ales că am aflat că papa se trezește la 4:30 în fiecare dimineață, așa că ar fi fost cam rușinos să nu mă pot trezi eu. Când vă întoarceți, cum reușește să faci Da, asta? Nu știu, cred că e o treabă de antrenament până la urmă. Și aș mai vrea să-ți mai spun ceva. Ca zâmbetul lui, nu? Exact, ca zâmbetul lui. Mi s-a părut foarte frumos felul în care Alitalia s-a pregătit pentru acest zbor. Niște amănunte care contează, niște detalii pe care îți spun sincer că mi-aș dori să le regăsesc și la întoarcerea către... Or
către Ciampinos. O să plecați cu taromul. O să plecăm cu taromul pentru că așa este protocolul. Protocolul, știi, se vine cu o cursă al Italia și se pleacă cu o cursă a țării de unde de respective, deci o să mergem cu tarom și îți spun sincer că mi-aș dori ca invitații, jurnaliștii invitați să primească, dacă se poate, dacă nu e prea târziu că fac acest anunț, să primească, cum am primit noi, de exemplu, femeile au primit câte un parfum al unui brand italienesc și bărbații la fel și la sfârșit ne-au dat și o bomboană, tot un brand italienesc de ciocolată. Asta este brand de țară, e un mod de a-ți face publicitate în cel mai frumos mod cu putință, de a-ți promova propria țară, nu? La asta te gândești? Exact la asta mă gândesc. Mă gândesc că, uite, există atât de multe feluri și atât de simple și de frumoase în care îți poți promova țara, încât sper că dacă nu este prea târziu și se poate face ceva, să se întâmple ceva și cu tarom la întoarcere. Practic, ar fi momentul ca la Il Volo Papale de întoarcere să vezi România promovată și în felul ăsta. Mi-aș dori mult să văd România promovată și în acest fel, mai ales că ne gândim la 70 de jurnaliști din toată lumea, de la ziare importante, de la televiziuni importante și ar fi o imagine foarte frumoasă a României. De altfel, mă tot întrebau, un avion m-au tot întrebat și cum este, și cum este în România. Le-am spus că avem un internet extraordinar de bun, pentru că bineînțeles că toată lumea era interesată de cum merge internetul ca să transmită repede informații. Mi-am să aminte, vreau să te întreb asta, are telefon mobil papa sau nu? Are smartphone? Cred că o groază de lume se gândește la treaba asta. Este modern, e ca tineri? Sincer, nu mi-a dat numărul lui de telefon, dar am contul lui de Instagram și l-am tăguit de fiecare dată pe Instagram, pentru că există un cont de Instagram oficial al papei, ceea ce mi se pare extraordinar la vârsta lui și la această, cum să spun, că vorbim despre Cetatea Vaticanului. Andreea, îți mulțumesc frumos, a fost o bucurie să ne vedem aici, la aeroportul Henri Coandă. A fost o mare bucurie să pot participa la acest zbor istoric, aș spune. Vei fi alături de papă, te invidiem și în următoarele zile, înapoi până la Roma. Mulțumesc că te-ai, mersi. Papa Francisc a plecat, este în drum spre Cotroceni, potrivit protocolului. Prima dată a plecat cu limuzina președintele Klaus Iohannis, alături de prima doamnă. După un scurt intermezzo la salonul oficial, au mai fost lăsate câteva minute să treacă, timp în care Sfântul Părinte a vorbit cu cei aflați la salonul oficial. Tocmai pentru a-i da timp președintelui să ajungă la Cotroceni și să-l întâmpină, a plecat de la Otopenie, ultimul amănunt pe care vi-l dau, cu un autoturism Logan, e adevărat, cu un număr special SCV1, adică Stato de la Città di Vatican numărul 1.